Tuturor dragilor, suntem live la o ediție specială să dezbatem subiectul galei Next Fighter numărul 13, întâmplările care au avut loc aseară. Avem și câțiva invitați prin Skype, dar înainte să o prezint pe colega mea, bună seara, bine ai venit, LOL Relay, în platoul emisiunii Fight Club, în platoul Eric Sef, să spunem bună așa. Bună seara și bine v-am regăsit, n-a trecut foarte mult timp de când ne-am aflat împreună aici, de aseară mai exact. Salut și eu publicul și de asemenea îi înștiințez că sunt cu ochii pe comentariile lor și vom face tot posibilul să le răspundem la cât mai multe dintre întrebări referitoare la gala de aseară. Vor intra cu noi live atât Sebastian Vier, urmează să intre Cedi Dastinel și Alexandru Bobicioiu, Yamato Zaharia și vom dezbate ce s-a întâmplat aseară la meciul celor trei și pregătim surprize, bineînțeles, pentru voi, noi surprize ca de fiecare dată. Abia aștept să văd declarațiile invitaților noștri. Cum ți s-a părut gala seară, LOL Relay? Măi, pentru mine care am fost simplu spectator, căci aseară nu am fost nici prezentator. Ai pierdut la pariuri. Putem să-l salutăm, înțeleg, și pe promotorul nostru, Vieru. Sebastian Vieru. Bună seara, Sebastian. Nu știu dacă ne auzim încă, dar până... Eu vă aud. Eu vă aud foarte bine. Poate mai spectaculoasă decât m-aș fi așteptat. Sunt evident supărată că nu am avut o decizie la main event, pentru că este meciul pe care am pariat cei mai mulți bani. Aveam 10 competitori împotriva mea și cred că s-ar fi terminat cu victorie pentru mine. Dar să vedem cum vom afla dacă aș fi avut sau nu dreptate, Sebastian. Păi, nu știu, vedem acum în urma acestei emisiuni dacă vom reuși sau nu vom reuși alături de cei trei protagoniști să reface meciul. Pentru că intenția noastră cam aceasta ar fi, pentru că așa e și cel mai frumos. Pentru că proiectul este unul nou și pare interesant faptul și mie cel puțin mi-a plăcut foarte mult felul în care s-a desfășurat meciul în sine. Crezi că erau nevoie de doi arbitri sau, nu știu, alte măsuri luate? Cam ce măsuri ar trebui schimbate pentru următorul eveniment dacă se va reface acest meci? Este, după cum s-a și văzut din primele cadre, a fost totul foarte haotic, foarte multă adrenalină. Și da, poate ar fi nevoie neapărat de un arbitru, ci de un... încă cineva care să fie acolo în cușcă să ajute, în sensul în caz lucrurile că se precipită, cum a fost și aseară. Dar cușca noastră este destul de mică, cea din studio, pentru că nu avem cușca cea mare, pe care facem la gale o profesor normale. Și ca atare, da, poate de aceea ar fi indicat că acest meci să aibă loc în RX-46, unde cușca e mult mai mare, spațiul de manevră este mult mai mare. Bun, cu ocazia asta vreau să salut și eu cei peste 3700 de oameni care ne urmăresc în acest moment. Le mulțumim moment. Că sunt alături de noi. Vă mulțumim că sunteți în continuare alături de noi. Iar principala voce a YouTube-ului în acest moment este ce se întâmplă cu banii pe bilete. Cei care au plătit pay-per-view. Dacă reușim în seara asta și dacă cei trei protagoniști acceptă să reia meciul, este clar că cei care au plătit pentru acest meci vor primi un cod special pentru care ei vor putea să vadă acel meci. În cazul contrar, în care cei, nu știu, poate nu reușim în seara asta să facem lupta, atunci noi vom avea grijă ca să ne revanșăm față de ei, vom găsi una dintre variante, pentru că, într-adevăr, și eu, ca și fan al sportului, când cumpăr un pay-per-view, îmi doresc să văd meciul pentru care cumpăr mare parte. Dar vom găsi soluție, că niciodată nu am avut față de fanii noștri, ca atare vom găsi soluție să le recompensăm și faptul că sunt alături de noi ne face să le mulțumim, dar nu rămânem datori, ca să zic așa. Asta este un lucru îmbucurător pentru fanii noștri, dar eu zic că și în străinătate se întâmplă la gale foarte mari așa și nu cred că cei care cumpără pay-per-view își primesc banii înapoi sau primesc astfel de discounturi.
Eu nu, este, noi suntem la început în acest drum al pay-per-view-ului. Într-adevăr, dincolo, dacă de obicei cumperi pay-per-view-ul, nu vei primi restituire de bani dacă unul dintre meciul sau celălalt. Adică, dar pentru noi nu asta ne interesează. Pentru noi faptul că construim ceva pe termen lung, ne interesează foarte mult ca ceea ce promitem să și oferim. Și dacă nu suntem 100% unde ne-am propus să ne facem cumva să... Să reușim să facem acest lucru. Îți mulțumesc frumos, Sebastian, pentru primul răspuns. O să se alăture și Amato nou în curând, așa că vine cea de-a doua întrebare care se află pe buzele tuturor. Suntem aproape 5.000 în acest moment și vă mulțumesc, numărul este în creștere. Cea de-a doua întrebare, înainte să-l salutăm pe Amato, este: ce părere ai avut tu despre arbitrajul de aseară al lui Amato? Este pentru el și pentru noi și pentru toată lumea a fost o premieră, adică nu era greu de gestionat nebunia de acolo ce avea loc. Una pe cealaltă a fost un arbitraj foarte dificil, un arbitraj în care a trebuit să se implice mult mai mult decât ar fi fost într-un meci normal. La final este datoria lui să protejeze sportivii și protagoniștii de acolo. Și ca atare noi suntem și ne dorim să menționăm faptul că este un arbitru excepțional, un arbitru care a fost tot timpul foarte atent și a protejat sportivii, ca atare n-avem ce să-i reproșăm. Dacă n-avem ce să-i reproșăm, hai să-l salutăm și să ni se alăture și Amato. În același timp, oamenii de pe YouTube pot vedea și imagini din meciul de aseară. Bună seara, Amato! Bună, bună! Te salut, te salut, Lorelai! Salut! Ce vreau să spun, în schimb, cu toți ei greșim și la orice nivel se poate greși. Da, deci ca tare nu putem să orice meci, orice judecată, orice decizie să fie luată cu negru și cu alb, pentru că sunt tot timpul nuanțe de gri și unii le văd din alt punct de vedere, alții le văd din alt punct de vedere. Sunt lucruri care scapă de sub control acolo și spiritele se încingă. Ce să se întâmple? Un regulament nou pentru toată lumea, pentru oamenii de acasă, pentru noi de acolo, din platou, pentru organizare, pentru toți. Din punctul meu de vedere, cred că ar mai trebui să fie un arbitru. Ce să zic? O să zic eu cea de-a treia întrebare de pe buzele tuturor. Știu că eu am discutat cu tine, Amato, și în privat, am mai discutat și cu Sebi și atunci este foarte important de menționat. Ce opinie, de fapt, ce poziție ia Eric Seful față de consumul de alcool sau de la ce s-a plecat, practic? Ce ne-am dorit? Faptul că anumit sportiv sau lucruri de genul acesta se întâmplă nu este nou în domeniul combatului. Faptul că unii nu știu când să se oprească, pentru că eu pot să dau exemple în care înainte de meci fiecare sportiv își face un pic de curaj. Dacă nu zic un pic de curaj, un pic de curaj. Nu încurajăm consumul de alcool, de alte substanțe, de asemenea putem spune că noi suntem un show. Dacă atare Show TV, că atare testele de doping, nu există. Dar vom, după această situație, după acest moment, vom încerca și vom face să impunem o conduită mult mai sportivă și ca atare vom aduce câteva teste înainte de orice meci. Întrucât, v-am zis, nu ne-am mai lovit de această situație, pe viitor sperăm să nu se mai întâmple și vom face ca acest lucru să nu mai aibă loc. Mă bucur că și RXF-ul, cei din organizare, au văzut starea în care se afla Dastinel. O stare deplorabilă, fizic, psihic, mai ales. El de când a intrat în cușcă a început să se pună cap în cap cu mine, a stat cap în cap o grămadă de secunde și a pus proteza, stând cap în cap în gură cu mine. De acolo l-am împins cineva din de pe margine, nu o să dau nume, care are o poziție destul de înaltă, de ce nu era bun cap, să pune cap în cap cu tine, n-aveam să fac asta fiind arbitru. De acolo situația a degenerat din prima, de când a intrat Dastinel, a arătat semne oficiene către cameră, adică către publicul care ne-a privit, către tot publicul de pe margine. Iamato, eu
țin aici să zic, să completez ceva, până la urmă e un show și publicul gustă astfel de show și Dustin este un personaj, da, și cred că are și el fanii lui. Pot să intervin să zic aici, Ionuț, că eu pot să te descalific pentru multiple scene obscene pe regulament. Total de acord cu tine, dar până la urmă eu cred că lumea vrea să vadă show-ul ăsta și nu vrea să vadă o descalificare. Eu sunt sigur de treaba asta. Da, de asta nici n-am oprit. Dar în mod normal aș fi putut, pentru că a fost abuziv în gesturi obscene, în vorbe, în limbaj și plus când a început să lovească total ilegal, să lovească în ceafă, să lovească în coloană, să după să înceapă să dea voleuri. De toate astea s-au datorat faptului că starea lui psihică din momentul ăla era una deplorabilă. Aș vrea să lămurim ceva pentru public. Ce înseamnă o gală show TV? Practic, acești oameni care își doresc să se lupte, care s-ar putea lupta pe stradă pentru că au un conflict, acestor oameni noi le oferim un cadru. Posibilitatea de a intra în cușcă. Da, posibilitatea de a intra în cușcă, de a avea asistență medicală, de a fi arbitrați, de a fi promovați și ulterior, evident. Da, dar trebuie să luăm în calcul că ei nu sunt sportivi profesioniști. Da, Sebi. O secundă, foarte important. A nu se înțelege că nu-i vă legați conturile. Exact. Adică nu se înțelege acest lucru, că la noi nu este un loc în care voi vă regați fondurile. Netfactor este un concept în care oamenii normali de pe stradă pot să vină la noi în gală, în care pot să vadă ce înseamnă atmosfera de MMA și ce înseamnă o atmosferă în care intri și vei lupta cu un adversar necunoscut, pentru că toți cei care luptă Netfactor nu se cunosc între ei înainte, pentru că multe propuneri care le avem noi sunt cele de să o fac cu băiatul meu, sau cu prietenul meu, sau cu nu știu cine. Noi nu facem acest lucru, la noi se luptă în funcție de provocări, în funcție de cum sunt aleși. Unul la mână, adică nu se întrege foarte clar și ne zicem de reglări de conturi, de reglări de bătăi între ei, ca să se facă, cum a zis, sunt întreagă greșit. Unu, doi. Da, doar o secundă, Sebi, te întrerup să-i spun Danei că nu auzim și voiam să spun că da, nu vorbim de reglări de conturi, însă noi nu suntem parte din nicio ligă sportivă, adică noi nu avem o gală sportivă, trebuie să înțeleagă oamenii treaba asta cu show-ul. Este un show de subiectul ăsta, scuze-mă, Sebi, vreau să mă implic în subiectul ăsta, pentru că tot am întrebat ce înseamnă gale de entertainment. Toate galele din România sunt gale de entertainment, de show. Normal, except acum oferă un show mult mai mare, dar restul galelor tot de entertainment sunt, deși se bat sportivi care se antrenează și sunt sportivi profesioniști. Sunt toate aceste gale, sunt niște întreprinderi private în care sportivii sunt selectați de către promotori să lupte acolo. Este o diferență totală față de sportul de performanță, unde toți sportivii sunt selectați de către un antrenor de loc național. Aici Yamato ne duce într-o zonă care ne arată cât de gri este sportul românesc în momentul de față și nu cred că e locul să discutăm. Nu, dar suntem mulți, că și la mine aici sunt pe TikTok și poate așa mai nu, de ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea, că nu există lumea, dacă pe fotbal există o ligă profesionistă de fotbal, în domeniul de combat nu există ligă profesionistă, nicăieri. Adică nu există nici de MMA, nici de kickboxing, nici de box ligă profesionistă care să funcționeze și să dea profesioniști. Care toți sunt, sunt sportivi profesioniști, dar care luptă în show-uri, în SRL-uri. Sunt anumite federații profesioniste care au centuri, au centuri și la amatori și la profesioniști și sunt câteva federații. Avem și în noi lume, centură, dar de la show. La nivel mondial. Bun. E un subiect care nu cred că cei 6-7 exact, nu interesează, nu interesează treaba asta. Să trecem la oile noastre. Am vrut doar să arăt faptul că mai spune lumea, bă, ce sportiv e X, ce sportiv e Y sau eu în cazul meu, că nu te-am văzut pe TV. Sunt mulți sportivi de nume și titrați care nu apar pe TV în galele acestea, pentru că fac parte dintr-un lot național. Foarte important de spus, RXF în momentul de față, la noi facem show în care ne dorim ca oamenii, eu tot timpul am fost fascinat de
de combat, în partea asta de lupte. Și tot timpul am pus întrebarea multora, ce vrei să preferi să vezi? O luptă de la Olimpiadă, unde clar că cei doi care luptă la Olimpiadă la nivelul acela cel mai înalt pentru, să spunem, o finală la Olimpiadă, lupte libere, box, sau ce vrem noi să alegem, și luptă foarte tehnic, sunt foarte atenți la fiecare moment, sau vrei să vezi un meci între King Kong și Godzilla? Exact, și vreau să spun, vor alege King Kong și Godzilla. Noi aducem King Kong și Godzilla ca să lupte în cușcă pentru voi. Bun. Da, Sebi, noi asta ne dorim în mod normal. Sebi, te întrerup pentru că în foarte puțin timp va trebui să îți spunem și că îți mulțumim și la revedere. Așa că ultima întrebare pentru tine, cât încă se află și Yamato aici, pentru că este o întrebare care s-a aflat pe buzele tuturor. Noi continuăm și ne dorim să continuăm colaborarea cu Yamato? Absolut normal. Yamato este unul dintre cei cu care am început acest drum pe partea de show-uri. Este unul care a nenumărate momente grele și pentru noi și pentru el a fost lângă noi. Ține minte momentul în care am avut nevoie de arbitraj și a fost stabilit cu piciorul în gips. Nu putem să nu uităm acest lucru. Este un personaj al nostru, este un... Lumea îl iubește și normal nu. Trebuie să lucrăm cu el. Dar cred că ne mai auzim cu Sebi. Nu-l mai aud pe Sebi. Da, păi cred că au intrat prea mult deja și la canalul. Suntem peste 6.000 și vă tot mulțumim pentru că ne-am dublat de la început până acum. Sebi, te auzim. Îți mulțumim din suflet pentru toate răspunsurile tale. Subiectul este clar, vreau doar să menționăm, să subliniez încă o dată ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Ne dorim show-ul, suntem un eveniment care ne dorește foarte mult să avem show. Cei trei au făcut show, ne-a plăcut tot ceea ce fac. De asemenea, ne dorim să revăm de meciu, da? Sperăm că și Dusinel dă da, ca să refacă meciu. O să îi întrebăm în câteva minute, pentru că îi vom avea alături de noi. Da, dacă și puteți să dați voie să... Imediat, după aceea pot să... Așa, și vreau să menționăm faptul că pe viitor vom face totul posibil pentru toți cei care au cumpărat, să fie, să nu rămână așa cu pay-per-view cumpărat și să fie totul bine. Iar decizia meciului este non-contest, normal. Ar trebui refăcut. Este non-contest pentru momentul de față și îl vom reface, sperăm. Bun, îți mulțumim frumos. Foarte mare, foarte mare plăcere. Sebi, până se alătură și ceilalți despre care am vorbit, aș vrea să facem un scurt rezumat al celor mai importante întrebări și răspunsurilor pe care Sebi ne le-a oferit și o să încep prin a vorbi cu colegul meu Yamato, care are toată admirația mea, că tot am fost întrebată și eu ce părere am. Yamato, ești mulțumit pentru că știu că ai spus aseară în nenumărate live-uri că îți dorești să sporim cumva securitatea jucătorilor prin a ne asigura și că nu se mai repetă incidente de genul ăsta, că nu pot intra băuți, că vom specifica și în contract. Este și Ionuț cu tine acolo. Este și Ionuț, da, este și Ionuț lângă mine. Eu vreau să atrag atenția unui singur aspect, pentru că foarte multă lume s-a luat de mine că de ce l-am lăsat eu să intre așa. Vreau să spun că arbitru din mijloc, el nu verifică. Când sportivii vin în cușcă, înseamnă că ok-ul s-a dat, au fost verificați și ei au intrat acolo, eu pot să dau startul meciului. Indiferent de ce simt eu, înseamnă că sportivii au fost verificați mai bine decât mine. Pentru că eu sunt acolo, să asigur, atribuțiile mele sunt doar să fiu arbitru. Nu vă spărați, domne, mă vedeți? Bună, Cedi! Bună, Cedi! Bine ai venit alături de noi și tu. Aș vrea să salut încă o dată chatul, să-i mulțumesc prietenului nostru Bogdan Mocanu că ne-a donat o sumă modică pentru a face o glumă vis-a-vis de Yamato și atunci doar comentariul lui îl vedem. Yamato, cum a fost criticat gestul tău în mediul online pentru că l-ai trosnit cu palma pe Dastinel? Am pățit România în jumate, unii au aruncat cu hate, unii au zis felicitări. Asta este, mi-am asumat. Singurul lucru pe care îl regret și o să-mi cer și scuze este faptul că l-am înjurat pe Dastinel. Iartă-mă că te întrerup, dar de-abia acum îi avem alături de noi și pe Cedi și pe Dastinel. Bună seara, ne auziți? Da, da. Bună seara. Va trebui să vorbiți pe rând, gata, vă și vedem. Puteți să vă salutați și cu Yamato. Alături de mine este colegul meu Ionuț. Dastinel, ce faci? Te-ai trezit?
Bună seara! În primul rând vreau să vă salut cu respect pe toți care sunteți prezenți aici. Vreau să salut toată lumea, toți urmăritorii mei, pentru că am primit foarte, foarte multe mesaje negative și pozitive. Vreau să spun în felul următor, și Sebastian Vieru a zis, eu mi-am luat puțin curaj, nu cum a exagerat Amato și m-a făcut drogat și a vorbit foarte urât de mine pe internet, că eu am fost tras, că nu știu ce am fost, nu, mi-am luat puțin curaj și cam atât a fost. Chestiile ce s-au întâmplat din cauza adrenalinei prea mare din ring. În momentul în care m-am văzut în ring, eu m-am bătut ca pe stradă. Eu n-am știut regulile atât de bine și eu mi se pare că Yamato a greșit, pentru că l-am lovit cu pumni. Uitați aici degetele mele, cum arată. I-am dat cu pumni jos, i-am dat trei pumni și m-am împins. Și nu i-am dat în ceapă. Se vede pe filmare că i-am dat în partea asta. Am venit iar și i-am dat ciocane așa. Așa îi dădeam în gură, în partea asta îi dădeam, iar m-am împins. De ce? Deci terminam meciul. Păi m-am împins de două ori, meciul trebuia să fie terminat, să zică gata. Da, Sinel, imediat va intra și Alexandru Bobicioiu. Eu am o întrebare pentru voi doi. Voi ați avea curajul să refaceți acest meci împotriva lui Bobicioiu? Cu mai puțin curaj de data asta, Dastinel, dacă e posibil. Voi fi de acord, dar am anumite cerințe. Dacă nu mi se respectă cerințele, eu nu o să mai fac parte din echipa. Și spui că și despre cerințe o să discutăm imediat ce îl avem alături și pe Alexandru Bobicioiu. Ne auzi, Bobi? Nu? Nu. Cedi, tu cum te-ai simțit aseară în cușcă? Am văzut că te-ai descurcat foarte bine pe partea de sol, ai prins acele RNC, nu știu dacă aproape ai reușit să-l strangulezi, dar ai luat acel control spate foarte bine lui Alexandru Bobicioiu. Să vă explic ceva, oamenii toți au văzut, deci absolut toți oamenii, nu știu, am fost atât de bucuros, au zis, bă frate, cum te-ai pregătit de acum, de la ultimul meci până acum m-am pregătit continuu și mai ales și pe sol, m-am ofticat puțin că eu l-am prins acolo. Cred că s-a întrerupt pentru o secundă conexiunea prin Skype cu toți cei de aici. Cei doi. Vreau să spun că mare eu nebunie. Da, sunt foarte multe de gestionat. Eu vreau să revăd acest meci. Neapărat și eu cu siguranță vreau să revăd și să mențin pariul. Să le revăd în cușca mare. Mi s-ar părea o idee genială să fie ca meci de deschidere cumva în Gala Mare. Nu neapărat ca meci de deschidere, să fie un meci oficial în Gala Mare. Bună seara, cred Alexandru Bobicioiu, văd că a revenit și el, ba nu, sau este Yamato și îi vedem este, doar este Yamato aici, îi vedem ochii lui Yamato. L-am confundat cu Alexandru. Ok, aș vrea să-i spun și lui Dastinel că îl înțeleg și știm cu toții ce înseamnă să ai emoții. La urma urmei intra cu un luptător mult mai mare. Însă, emoțiile tale combinate cu curajul pe care ți l-ai luat, bănuiesc că ai văzut imaginile, m-ai rugat să te filmez, m-ai rugat să le postez. Este clar că ți le și asumi. Comportamentul tău a fost unul ieșit din comun. De aici, cumva, da, oamenii au judecat. De ce? Dar de ce? De ce am reacționat după ce am ieșit din ring așa? Deci adrenalina care aveam în mine și nervii care am avut pentru că a doua oară Yamato mă umilește în public. E a doua oară când mă umilește în public. Dastinel. Și acum pot să fac la fel. Deci eu nu mai vreau să mă las umilit în halul ăsta. Dastinel, acum și tu ți-ai căutat-o a doua oară. Deci chiar ți-ai căutat-o. Ascultați, prima lovitură a fost interzisă. A doua a fost la coapsă. Uitați-vă că aici a fost a doua lovitură cu piciorul la coapsă. Prima a fost în fund. M-am împins. A doua aici a fost. Aici. Trebuie în schimb să învățați atunci când intrați în cușcă să vă gestionați emoțiile. Voi acolo nu sunteți luptători de stradă, nu intrați cu nervi pe arbitru, da? Pentru că așa ai început, Dastinel, tu te-ai pus cap în cap cu Yamato. Sunt un personaj extrem de controversat. Eu sunt showman. Eu în gala asta nu am venit în calitate de luptător profesionist, am venit să fac show, corect? Bun, dar ai cerut să fii tratat ca un luptător profesionist și ai avut plângeri la adresa arbitrajului pe care l-ai fi dorit profesionist, corect? Dacă tu ai fost showman, putea să fie și Yamato showman? Showman înseamnă să mă lovească? Poți să zic ceva? Showman înseamnă să mă lovească? Păi atunci când m-am pus cap în cap cu el, trebuia să-l lovesc eu primul.
Nu mai dădeam păi știu că nu mai dădeam, dar zic așa, Vere, că oricum eu nu mă compar cu tine, că da, știi, dar mai om ești de bun și vezi că n-am vorbit urât de familia ta. Eu n-am vorbit urât de tatăl tău, eu îți respect tatăl și familia. Eu n-am zis nimic urât de tatăl tău. Mă bucur că acum pot să vorbesc cu tine pe trezeală, nu-ți mai patinează nici maxilarul, ești într-o stare psihică mult mai bună. Probabil tu ai și uitat ce s-a întâmplat, pentru că ai pus și multe storiuri în care se vedea lucrul ăsta în care vorbeai. Mie îmi pare rău de tine, probabil dacă ai fi intrat cum ești acum, ai fi intrat cu Cedi, aveați șanse mult mai mari cu Bobiceiu. Din păcate, ai luat prea mult curaj și asta a fost. Și repet, vreau să vorbesc. Haideți să-l lăsăm și pe Cedi să spună ceva, te rog, din suflet, că n-a apucat să vorbească absolut deloc. Vreau, stai puțin, Lorel. A plecat Cedi? N-am plecat, îl dâng aici. Poftim? Știați că nu l-am auzit pe Amato. Vreau să-mi cer scuze de față cu toată lumea, doar că te-am înjurat. Ok, frate, ok. Îți accept scuzele. Bun, haideți să ni se alăture. Ascultă, ți le accept. Haideți să-l salutăm și pe Bobiceiu. Alexandru Bobiceiu a intrat într-o zarvă destul de mare. O să încercăm să gestionăm în așa fel încât să vorbiți fiecare dintre voi. Nu am uitat, Cedi, că ai ceva să ne spui și tu. Încă nu-l auzim noi, eu și Ionuț, pe Alexandru. Bună seara, Alexandru Bobiceiu. Ne auzi? Vă salut, bună seara. Îți mulțumim că te-ai alăturat. Mulțumim și celor 8.000 de persoane care ne urmăresc în acest moment. Și haideți, ok. Prima întrebare pe care vreau să o adresez lui Bobi. Bobi, vrei să refaci meciul cu cei doi împotriva lui Cedi și lui Dastinel? Da, am spus-o mereu, da, sigur că... Ok, Cedi, hai să te lăsăm și pe tine să vorbești, că am văzut că te-am simțit frustrat că nu ai apucat să-ți pui ideea. Te ascultăm. Deci, pe lângă toate lucrurile astea, vreau și eu să salut comunitatea, vreau și eu să vă salut pe voi cu stima și respect. Am mai multe de vorbit și am vorbit și pe live. În primul rând, în spate, când am fost chemați noi, Yamato ne-a explicat doar o singură regulă, atât noi, pe asta am înțeles-o, că dacă unul adoarme... Dacă unul adoarme, îl scoate din ring. Noi atâta. Și l-am întrebat după și am zis, Yamato, și dacă e la sol, putem da amândoi? Da, dar nu ne-a zis cum. Trecând peste lucrurile astea... Cedi, ați avut o ședință tehnică, mă înșel eu? Nu s-a ținut ședința tehnică? Păi despre ședința tehnică se vorbea acum. Vreau puțin să vorbesc și eu. Trecând peste lucrurile astea, Dastinel, ți-am luat apărarea aseară, sunt foarte dezamăgit pe tine că tu voiai să te faci cu mine iară în spate, în culise. După toate lucrurile astea, vreau să zic atâta. Dastinel a ieșit din ring, nu a luat somn, nu și-a luat somn. De ce nu a mai continuat lupta? Că foarte multă lume... Pentru că a fost descalificat. Nu, două secunde. Nu mi-e frică. Mi-e frică doar de Dumnezeu. Atâta. De ce nu a mai continuat lupta? Haideți să vă zic. Unul la mână, el nu și-a luat somn. Doi la mână, dacă era ca la fotbal și ca în orice sport, lucrurile continuă fix de unde ai rămas. Bobi, recunoaște la oameni când te-am luat din ghilotină, ți-am zis să-ți dau drumul, stai puțin, așteaptă. Ți-am zis, așteaptă, așteaptă. Și ne uitam amândoi, bă, ce Doamne se întâmplă? Iar după când ne-am ridicat, l-a pus față în față cu mine și a zis continuă. Păi da, era jos, era în strangulare, era în... Ce asta? Măcar control să avem, lateral... Mie mi se pare că... Era. Deci părerea mea sinceră e că Yamato l-a favorizat pe Bobiceiu în meciul ăsta. A fost favorizat. Uitați-vă la filmări. Dastinel, m-a scuz două secunde. Rolul arbitrului la centru este să protejeze luptătorii. Dacă tu erai în situația lui Bobiceiu și erai lovit în coloană sau în ceafă, la fel Yamato intervenea și îl oprea pe Bobiceiu. Le dați imagine cu lupta să vedeți că m-a fost clar că eu comunicam. Dorește și Bobiceiu să spună ceva. Haideți să vorbim pe rând. Cu tot respectul, mi s-a dat pumn din ceafă, pentru că chiar mă doare ceafa. Am primit pumn de la el, m-am uitat foarte bine pe filmare și șutul în fund nu era permis, pentru că s-a zis. Eu am auzit când a zis, nu ai voie să lovești cu piciorul cât ești la sol. Punct. Ba da. Pumn din ceafă mi-a dat foarte mult și mi-era normal să fiu descalificat. Vorbim pe rând. Era normal să fie descalificat, Bobby, pentru că omul l-a avertizat de foarte multe ori, dar el nu a înțeles. Era normal să fie descalificat, să continue meciul cu Cedi. Punct. Am primit și pumn în ceafă și piciorul în fund.
Bun, Yamato este profesionist. Colegul meu aici de față, Ionuț, este și el profesionist. Ionuț, tu cum ai văzut aceste ai imagini? Ai voie să lovești cu piciorul jos la sol, nu ai voie să lovești în cap și nu ai voie să dai în coloană, în spate. În rest, ai voie la coaste, ai voie la coaste și pe coapse. Eu i-am dat la coaste. Edi mi-a dat în coloană. Plus că asta nu în coloană. Vă întrerup doar o secundă. A fost supravegheat meciul și de Amato, de tatălui Amato, a cărui profesionalism nu cred că îl pune nimeni la îndoială. Vorbim de niște oameni care au văzut ce s-a întâmplat. Băieți, întrebarea mea finală pentru voi trei. Refacem meciul în gala mare sau cât mai curând, nu știu... Colegii mei o să vă sune. Eu v-am zis aseară, am făcut videoclip, eu nu sunt deloc respectat de atâtea ori, de câte ori ne-am luptat în RXF și eu și Dastinel, noi doi nu am fost respectați. Tricourile când au fost făcute ne-am plâns. Nu că voi nu, că nu știu ce. Ok, bani, luăm cei mai puțin bani din gală. Ok, ce distai, că astea sunt, evident că sunteți Doarelai, respectați, Doarelai, dar asta vi se dă voie Doarelai, să vorbiți. Lasă-mă două secunde să vorbesc. Nu am cum să te las, pentru că subiectele sunt altele, Cedi, și nu putem acum să ne ducem în tricouri, pentru că nu vă convine ceea ce auziți. Da? Că româna, în continuație, misiunea îmi convine tot, Lorelai. De ce nu îmi convine? Că faci cum ai făcut aseară. Țipai pe mine, zvărsai nervii pe mine, eu zicând, băi, uite-te... Emoțiile voastre de aseară au fost de necontrolat. Mai mult ale lui Dastinel, este adevărat, dar Cedi, și tu intrase într-o anumită stare de nu se mai înțelegea lumea cu tine. Pentru că atunci când toată lumea urlă, e nevoie ca cineva să urle mai tare decât voi. Eu nu am țipat la tine că am ceva cu tine sau la Dastinel, Doamne ferește. Ok, în ce stare am intrat când mi l-a spus pe ăsta? Bă, ăsta nu mi-e prieten foarte bun, mi-e prietenul meu, dar nu mi-e cel mai bun prieten Dastinel. În ce stare să intru când l-ați împins toți la ușă și eu m-am băgat în fața lui și țipați toți la el? În ce stare? Ăsta de ce nu s-a mai dat? Există filmările, Cedi, Dastinel urla. Dastinel urla, apropo de colegialitatea și prietenia ta, tu ai fost primul care s-a plâns în cușcă. Cedi, voi trebuia să intrați pe rând, ascultă-mă puțin. Cedi, aveați intrarea, tu trebuia să intre primul, să te strige Mike Diamond, pe tine primul să intri în cușcă, după care să intre Dastinel. Dastinel nu a înțeles treaba asta și a intrat cu tine odată. Și după aia l-a strigat Mike, dacă ți-a văzut. Și din cauza asta l-o opreau colegii mei acolo și au fost neînțelegerile la intrare, pentru că el nu a mai respectat ce s-a vorbit de la început. Ionuț, cu stimă și respect, maestre, nu ați înțeles absolut nimic. Vorbim de backstage. După meci, Dastinel era fix lângă toaletă, la un colțit toți. Despre backstage, despre backstage poți să discuți cu noi oricând, Cedi. Dacă nu lăpeau bodyguards pe Yamato, că de mai multe ori a sărit să mă bată. Dar a venit gard afară, a venit. Da, întrebarea este dacă vreți să refaceți meciul. Dacă sunteți stați puțin, voi sunteți nemulțumiți sau doriți să refaceți meciul? Cu reguli noi. Cu reguli noi, evident. Lasă-mă, Cedi, să zic, te rog. Deci, am câteva cereri. Cererea numărul 1, ne batem în gala mare. A doua, să ne batem la sala polivalentă, să fie plină sala. Și nu știu dacă am voie să vorbesc de sumă. O să pun o sumă care o vreau eu. Da, nu, astea nu le discuți cu noi, Dastinel, și niciun caz nu se discută public. Cu colegii noștri care... Noi vrem doar să știm dacă în anumite condiții există posibilitatea să se refacă meciul. Da, există. Dacă mi se respectă condițiile, da. Noi vă mulțumim foarte mult. Amato, îți mulțumim. Yamato, ți-am zis Amato... Mulțumim. Domnul Ionuț, da. Atât vreau să mai zic, atât, scuzați-mă. O să pun la mine la story fix filmarea aia, nu de la ușă când am intrat. Când au venit toți să sară pe ăsta și m-am pus și eu și Maca Veli, pentru că știu ce inimă are Maca. Și unde au aruncat vina pe el. Eu știu ce inimă are, că eu când mi-am rupt piciorul, Maca m-a cărat. Filmarea aceea se află la mine pe TikTok. Se vede foarte clar că nimeni nu îl atacă, este apărat. Deci tu imaginile alea le ai de pe TikTok-ul meu. Nu aia. Când era el la deci, ușă... Deci, noi vrem să vă mulțumim, Cedi. Asta am vrea, să lămurim niște lucruri. Dar nu mai vreau să mă bat în gală. Că nimeni deci mai vrei sau nu mai vrei? Ba da! Dar nu mai vreau să mă bat, da. Nimeni. Bun. Noi discutăm ce s-a întâmplat în meci și despre meci.
Ce din păi, nu putem să stăm, noi nu stăm ca pe TikTok acum. Este o emisie, o transmisiune în direct. Încercăm să gestionăm 4 invitați. Nu putem să discutăm absolut orice ce avea de discutat. În culise. Le vom discuta după dacă îți dorești. Alexandru, vei alături face meciul ăsta, nostru. Avem confirmarea ta. Da. Ok. Dasinel, te bagi? Da, respectă condițiile. Condițiile deci, le vorbesc cu colegii cu mei. Cu staful, cu colegii mei. Cedi, te bagi să refaci meciul? Eu vreau să-l văd, eu sincer vreau să vă văd. Eu personal plus cei care ne urmăresc acum pe live. Dacă, dacă și mie mi se respectă condițiile și voi fi respectat ca orice om, nu profesioniști, da? Și dacă îmi revine piciorul de aseară că l-am atâta. Uite, o să vin eu la vestiar să-ți fac masaj la picior. Uite, ia uite. Cu siguranță nu se va purta acest meci mâine, poi mâine aveți timp să vă refaceți. Mâine, poi mâine o să aveți timp să vă refaceți, iar o să vin eu personal să-ți fac masaj la piciorul ăla la vestiar ca să te simți respectat, Cedi. Mulțumesc, domnule. E bine, e bine așa, nu te iau la mișto, eu vorbesc serios, eu nu iau la mișto pe nimeni, nu râde, Dasinel, că... Și pentru a nu se înțelege greșit sau a fi considerată o lipsă de respect, absolut orice discuție ați vrea să purtați cu staful RXF, inclusiv cu mine, cu Ionuț, cu Sebastian Vieru, cu cei cu care semnați contractele, se pot discuta acolo atunci când se semnează contractele. Această emisiune era doar pentru lămurit ce s-a pentru întâmplat a lămurit în cazul cei meciului. Care ne-au urmărit aseară. Exact. Sunt peste, sunt 10.000 de oameni în momentul ăsta pe YouTube. Din păcate, încercăm să dăm voce fiecăruia dintre voi. Yamato, de când a intrat, n-a mai apucat să vorbească. Eu am vorbit aseară și cu Yamato, am vorbit și azi. După live-ul unde erau 9.000-10.000 de persoane, Yamato a zis, ne vedem la o pe YouTube, să vedem dacă eu mai rămân în RXF. Să s-a stabilit deci, că rămâne și că are toată admirația noastră. Ascultă-mă două secunde, lasă-mă puțin să vorbesc, Lorelai, te rog frumos. Mie când am auzit că o să se ia o decizie dacă rămâne sau nu, îmi pare rău, Dastinel, dacă te dezamăgesc sau nu, voiam ca să iau puțin partea lui Yamato, pentru că asta e ocupația lui. Asta e ocupația lui. Îi luam pâinea de la gură noi, că și noi am greșit, și Bobby a greșit, și Eric Sefo a greșit. Păi a greșit, acolo a greșit toată lumea, a fost o debandadă totală. Ce de greșeli fac cei din UFC, arbitrii din UFC și din promoții mult mai mari? Crede-mă, se fac greșeli la nivel internațional eu, mult mai mari. Eu nu am vrut rău nimănui, eu vreau ca orice om să-și vadă de treaba lui, da. Să facă banii lui. Tot. Eu n-am vrut să-și piardă jobul și mă bucur foarte mult. Nu exista posibilitatea să ia cineva pâinea de la gură lui Yamato, aș vrea să lămurim acest aspect. S-ar fi putut pune în discuție colaborarea cu noi, dar Yamato... Eu oricum stai liniștit, Cedi, te apreciez, dar pâinea mea nu vine de la RXF deloc. Nu, dar zic eu aș... Voi luați mult mai mulți bani ca mine, 100 de ori, și tu care ești cel mai prost plătit, care ai zis. Stai liniștit, nu-i problemă de asta. M-ați înțeles oricum greșit. Nu, eu am înțeles doar... ce vrei, te apreciez mult de tot, dar ca idee, că lumea mai crede că eu mă îmbogățesc de la RXF. Da, oricum, toate, ca toate, am zis, aseară chiar am fost foarte supărat, pentru că am prins și eu bine totul, am prins bine și ghilotină și tot, și s-a oprit meciul și am zis... nu era ghilotină, era RNC, să știi, ștrangulare de la spate. Păi, uitați-vă, eu fără o zi de... Eu o zi atât am avut de antrenament când am venit în București. Fără o zi de antrenament, uitați ce chemie am avut și cum am luptat în cușca aia cu Cedi. Îmi pare rău. Mie mi-a plăcut de voi, mi-a plăcut conceptul și eu vreau să vă mai văd. Eu vă mulțumesc. Am dobor gigantul. L-am spart cu bătaia pe gigant. Și încă ceva, oamenii au râs. De ce au râs? Că te-am auzit și pe tine, Ionuț. M-ați văzut că l-am ținut pe Bobby de picior. L-am ținut de picior că m-am gândit... A fost amuzant. Mie mi-a plăcut. M-am gândit smart pentru că știam că Bobby poate voia să-i dea genunchi lui Dastinel. Eu l-am ținut acolo pentru că cu un picior nu ai ce să faci decât să sari, să dai. Și nu aveai cum că erai oricum la sol. Când mi-a zis Yamato... Și în momentul în care ce... Două secunde. Yamato, te rog să zici. Eu te-am ascultat și pe tine și pe Filip, Albu Filip. Și pe toți eram cu urechile peste tot, că am învățat să devin mai profesionist. Și Yamato că mi-a zis, nu în coloană, un pumn i-am dat și gata. Am zis, dacă nu am voie cu pumn în coloană, nu aveam ce să fac și m-am pus la... Să-l strangulez.
Ce să fac? Băieți, mie mi-a plăcut de voi de toți trei aseară. Eu vreau să revăd acest meci. Mulțumim! Continuăm emisia. Eu vreau să văd meciul ăsta în condiții cât mai optime din partea la voi trei și eu oricum nu o să mai arbitrez meciul ăsta, să nu mai existe discuții. 100% va fi alt arbitru sau vor fi alți arbitri? Alți arbitri, eu recomand doi, pentru că eu am fost pus la podea de Bobicioiu. Haideți să vă iau în rând, așa. Asta voiam să... De ce l-ai pus la pământ pe Yamato? Alex, da. Ai avut ceva personal cu Yamato? Nu, Doamne ferește, suntem prieteni, înțelegem, ne respectăm, dar l-am confundat cu Dustin, el nu mai vedea foarte bine și l-am tras și pe el jos. Dar am văzut că sunteți prieteni. Ai ceva să reproșezi, Yamato? Ai avea ceva să-i reproșezi lui Bobicioiu că te-a pus la pământ? Nu, ce să-i reproșez? Este perfect normal acolo, este pentru prima dată regulamentul ăsta, ei nu știu asta. Eu nici eu n-am fost bine pregătit cu o deplasare acolo, am fost prea aproape de ei în toată nebunia aia, a fost o nebunie totală. De-aia trebuie să fie doi arbitri. Haide să vă iau așa în ordine, le iau în ordine, uite pe ce, de că dacă tot ridică mâna... Voiam să mai zic ceva, Bobi, învață din prima ca antrenorii tăi care vor să fie acolo, dacă sunt niște antrenori frumoși, în afară de domnul Tița, că e inima mea și respect maxim, pe prietenul tău, dacă e antrenor sau nu, se respecte. Am jurat-o pe sora mea, am jurat-o pe mama, m-a luat pe mine că să bat el cu toți, că nu știu ce, și pe Dustin l-a făcut miloc. Eu asta nu știu, nu știu asta. Lucrează nu știu unde. Îi bat obrazul, că dacă era tata... Nu asta, unde am să discut cu el. Aici pe live, îi zic aici, lasă-mă să vorbesc. Dacă era tata, îl jucam picioare ca pe căcat în iarbă pe prietenul tău. Atât am de zis. Că nu-i vorbește nimeni lui sora mea și lui mama așa. Eu n-am auzit. Dar tu chiar am să discut cu el despre asta, nu știu nimic. Te rog frumos, chiar te rog. Dacă chiar așa este, am să discut cu el, nu știu asta. Domnule, nu spuneți, întrebați-mă acum. Câte mesaje ai primit de la oameni după toată nebunia de aseară? Imposibil! Domnule Ionuț, imposibil, m-am uitat, a bubuit Instagram-ul, toți m-au felicitat, au fost mândri de mine că un copil, cum sunt eu, a reușit să facă ce a făcut, au fost mândri de mine, îi iubesc pe toți și n-am ce să zic. Astăzi am doborât orice record, 10.000 pe live, am discutat tot, oamenii m-au înțeles. Mai există 2-3 hateri care vor să se afirme, de ce? Că dacă le dau înapoi mesaj, hai bă, gala, hai să te spăr, hai să nu știu ce, chiar și de aici din Pitești l-am văzut pe unul. Noi ne bucurăm că aveți parte de promovarea pe care cumva am promis-o conform contractului, mă bucur că ai parte mulți spectatori, însă aș vrea să-l întreb și... Recunoaște că te bucuri de o popularitate în acest moment. Ascultă-mă, știi care-i treaba? Eu n-am avut niciun meci care nu a prins. Mă rog, Gicaru, 70.000 de persoane pe live sau 60.000. Păi s-a uitat asta pentru mărul, vreau să zic. Da. Dar după aia zici că nu te respectăm, dar a fost în spirit de glumă, să știi, să nu mă iei în serios. Acum aș vrea să-l întreb însă și pe Bobicioiu, dacă el... consideră că ar fi câștigat dacă tu ai fi continuat meciul. După ce Dustinel a fost descalificat, ai fi considerat un meci ușor mai departe Bobicioiu, rămânând doar tu cu Cedi? Păi, eu nu mă consider un luptător bun sau astea, dar mă mențin acolo unde sunt și nu vreau să mă lau sau altceva, dar da, aș fi câștigat meciul. Dar recunoști că dacă meciul să continua și nu mă împingea că pierdeai acolo... De jos, de unde erai? Nu, pentru că, vă zic sincer, din tot... Lăsați-mă puțin să vorbesc. Lasă-mă puțin să vorbesc. Cedi nu are forță în brațe. Deci dacă avea forță în brațe, era de mult renunțat meciul pentru că mă strângea de gât. Eu l-am lăsat să obosească, încât să mă odihnesc eu să mă ridic. Credeți-mă, nu are forță în brațe. Eu sunt curios la al doilea meci dacă va avea forță în brațe. Da, nu știu. N-am forță în brațe. Eu n-am s-o curăutate. Ești primul care a zis o să fii sănătos. Dustinel știe că i-am prins odată pe ghilotina înainte de meci. Mi-a zis, ia pe-mi un... Una-i Dustinel, una sunt eu. Ascultă-mă, Filip la fel, Manu la fel, Aurelian nu, care s-a făcut cu rugi. Forța, ți-am zis, dacă aveai forță, renunțam. Bine, bravo, Pulitale, bravo. Tu ce părere ai, Dustinel? O să vorbesc și eu? Da, ce părere ai? Bun. Deci, dacă meciul, dacă nu mă oprea, bine, am greșit, îmi recunosc bine, șutul ăla în fund, cea mai mare greșeală, e greșeala mea, mi-o asum. Ascultă-mă puțin, Dustinel, acolo, în poziția în care era ăsta,
dacă l-ai fi lovit între picioare, gândește-te că cu forța cu care lovești, stai să-i spargi testiculele. Corect. Îmi asum. Dar... Și iar în ceafă putea să mănânc paralizat la coloană. Mi-ai dat pun în ceafă. Putea să rămân paralizat la coloană. Că n-a fost atât de tare, dar voleurile alea puteau să... Da, tare, dar zic ca fapt divers, dacă te dea mai tare. Alexandru Bobiciu, nu te paraliza nimeni, că n-au forță băieții ăștia. Nu-ți mai face probleme. La următorul meci, cred că îl vei câștiga de tașat. Da, nu avem forță, Bobiciu. Tare. Deci, să vorbesc eu, că nu m-a întrerupt. Nu m-a lăsat. Deci, în momentul în care eram în poziția asta, așa, și îl țineam de capul Bobiciu și credeam cum e așa în continuu în gură, iar m-am pins. De ce? Yamato? Întrebarea este, de ce? Că asta era lovituri legale. Imediat îți va răspunde Yamato de ce te-a oprit. Unele îi le-ai dat și în ceafă multe. Alea în gură, eu zic că eram în poziția aici, deci Bobiciu e aici, eu dau cu pumne de aici, nu de aici. În gură nu mi-ai dat nimic, mi-ai dat aici. Aici mi-ai dat. Bă, Bobiciu... să vede pe filmare! Aici mi-a dat, n-a primit niciun pumn în gură. Vă jur pe cea mai sfânt, aici mi-a dat. Uitați, aici mi-a dat. Aici mi-a dat și aici în spate mi-a dat. În gură nu mi-a dat deloc. Cei de pe YouTube au în acest moment și imaginile într-una dintre ferestre. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc celor care votează. Peste 1900 de persoane au votat până acum dacă doresc sau nu să revadă refacerea meciului. Clar. Și eu îmi doresc. 80% au spus da. Toată țara cred că vrea să revadă. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru curajul de care dați dovadă la nici 24 de ore de la meciul atât de disputat între voi, cu atât de multe conflicte, că toți trei ați spus da. Pe de altă parte, sunt curioasă de ce Yamato n-ar vrea să-l mai arbitreze acest meci. Pentru că deja a devenit un conflict de interese cu lumea, Dastinel deja a zis că l-am favorizat pe Bobiciu. Eu prefer să mă dau la o parte din toată situația asta și să vină niște arbitri noi care n-au treabă nici cu Dastinel, nici cu Cedi, nici cu Bobiciu. Și aș vrea să fie doi arbitri. Din UFC! Tu cu încă un arbitru ai accepta? Nu, nu o să accept deloc acest meci, nu o să-l mai accept. Bun, consideri, Dastinel, că și în momentul de față, astăzi, la ora actuală, că Yamato ar avea ceva personal cu tine? Ascultați-mă, eu, după meci în culise, aveam foarte mare ură, doream să nu mă mai arbitrez, eu sunt un om foarte bun. În momentul de față, eu gândesc așa, dacă Dumnezeu crede că el a greșit, fiecare plătește. Dumnezeu e bun și vede de sus și plătește pentru fiecare. N-am nimica cu Yamato Zaharia, atunci am avut nervi. N-am nicio problemă nici dacă mai arbitrează el încă o dată meciul. Simplu. Lorelai. Da, sunt aici, vreau să vă întreb cum vi se pare că 83% din 3000 și ceva de oameni vor să-l revadă. Lorelai. Da. Vreau să zic, îmi doresc în viața asta să devii mamă, da? Așa. Și îmi doresc să vezi cum s-ar simți la copilul tău aceeași chestie. Eu nu mai țin cu nimeni, am respect față de toți, dar aseară noi am vorbit chestia aia în spate, înțelegi? Aseară când Dastinel mai țipa și mai tare pentru că toți țipau la el, mama aseară a plâns și zicea lui Dastinel, mami, revinu-ți că vreau ca să ajungi bine acasă, să nu știu ce. Același lucru îl spuneam și noi, inclusiv eu se aude pe filmare că îi spun, mamă, oprește-te, revino-ți. Același mesaj îl avea tot staff-ul către Dastinel. Stai puțin. Trebuie să zic ceva. A fost chestia Dastinel, îți dai seama, a fost chestia că era cum era cu curaj, cum ați zis voi, că a băgat curaj, că nu știu ce, a vrut să se bată și cu mine, a țipat odată și la mama, dar... E ok, adică noi am înțeles, știm că toate lucrurile astea sunt omenești. Dacă o să se refacă meciul, vreau măcar puțin, 1%, să scriu undeva că Dastinel o să mă asculte și pe mine. Pentru că eu noi nu avem cum să impunem lui Dastinel să te asculte pe tine, dar putem... Băieți, eu am o întrebare pe care vreau să vă adresez. Dar putem specifica că nu are voie să-și ia curaj. Deci pentru meciul viitor se va specifica în contract. Eu am o întrebare pe care vreau să vă adresez la amândoi. Una din condițiile despre care vorbeați voi puțin mai devreme era ca Yamato să nu mai arbitreze acest meci cumva? Nu.
Practic, niciunul dintre voi trei nu ar fi avut o problemă ca Yamato să arbitreze. Alexandru Bobicioiu, îți doreai să spui ceva din ce am auzit. Aha, am primit mesaj acum în privat de la prietenul meu, de la antrenor, de la Eduard Pascu. A confirmat că nu am jurat deloc, a stat numai lângă mine, nu am jurat deloc, cum a zis el, de mamă, de soră, de nu știu ce. Iar pentru celălalt pe copiii lui, antrenor, are și el două fetițe. Iar pentru mai justiță, da, putem garanta toți că a făcut. Are și două fetițe și a zis, mă jur pe fetițele mele, nu am făcut nimic. Bobi, Bobi, repet, poate-te, bă, dă-te la mea. De ce vorbești, mă, așa, îi zice sora mea? Tu ce vrei, fă? Și a mai continuat. Atât îți zic, Bobi. Era și sora ta acolo? Era și sora mea și mama. Atât da, nu știu, el acum a zis că n-am jurat pe nimeni. Ok, îmi pare rău dacă... Așa mi-a zis în privat, eu zic ce mi s-a zis. Nu mai vreau să vorbesc, că nu mai eu vreau să... Eu nu cred că ar fi făcut el asta. În probleme sau nu mai vreau să se audă niciun nume, nu mai vreau să aud niciun nume. Vreau să se audă doar Cedi, Dastiner, Bobicioiu și chiar și Yamato Zaharia. Atât. De aici încolo eu vă las că am și eu puțină treabă. Multe respecte față de Eric Sef, față de Dastiner și toți. Și respectați-i și pe cei mai mici, chiar dacă nu le dați atâția bani și toate lucrurile astea cât trebuie. Dar noi am ridicat foarte mult totul și am respecte pentru toți. Vă pup, Dastinel, pregătește-te că urmează să venim cu Dricu, fratele meu. Vă pup maxim pe toți. Îți mulțumim și abia așteptăm să te revedem aici. Aici sau poate într-o sală mai mare, depinde unde se va hotărâ că va avea loc meciul. Te felicităm și pe tine pentru curajul și fair play-ul de care ai dat dovadă. Și pot să mai zic ceva? Dacă puteți înainte de meci, ca să opresc toate comentariile astea, că oamenii care mă știu apropiați știu că e adevărat, la fiecare meci de-al meu, dacă s-ar putea eu, doar mie, nu îmi bag pe nimeni în lucrurile astea, să-mi facă și în salivă, și în sânge, și în păr test antidrog. Vă rog frumos, dacă se poate. La fel. Nu încurajăm. Noi nu încurajăm sub nicio formă de substanțe alcool. Și nu stă, nu ne stă nouă măsură să facem teste. Probabil se vor lua măsuri. Înainte de fiecare gală îl fac eu la mine pe canal. Cedi, ok, apreciem că faci asta. Îți promitem că și noi, cei de la RXF, așa cum a spus și colegul meu Sebastian Vieru, vom lua niște măsuri în această privință. În ce vor consta ele, urmează să stabilim. Însă nu se va mai intra cum s-a intrat aseară în cușcă. Sigur, să rămână, vă mulțumesc mult, seară bună, Yamato, te pup, Bobi, te pup, Dastinel, te pup, Lorelai, domnul Ionuț și Sebastian Vieru și echipa Erixe, vă pup maxim, sănătate multă și vedeți ce faceți, comunitate, vă iubesc maxim și să știți că eu sunt alături de voi cum voi ați fost alături de mine. Seară bună! Seară bună, Cedi! Salut! Bun! Vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături, vă mulțumim că ați fost de acord să lămuriți și dacă se va reface meciul și ați fost de acord să se refacă și că ați adus la lumină absolut tot ceea ce era de dezbătut. Am citit comentariile celor peste 9000 de oameni care ne-au urmărit pe YouTube, nu am putut să pun chiar toate întrebările, însă eu cred că am acoperit cea mai importantă parte a lor. Da. Un alt răspuns, apropo, o să repet pe scurt principalele aspecte. Yamato va rămâne în continuare colegul nostru, nu considerăm că a făcut vreo greșeală pe care n-ar putea să o facă orice alt arbitru, chiar și la nivel înalt, cum a spus colegul. Nu, se fac astea și la nivel înalt, că am mai văzut unde s-a mai văzut. Sunt la diferite promoții în care se mai întâmplă să degenereze situația și la fel se întâmplă și cu arbitrii, la nivel mare cu profesioniști. Nu mă refer neapărat la ei care nici n-au experiență, se întâmplă asta la case mari. Dar mulțumim, Dastinel, mulțumim, Alexandru Bobicioiu și urmăriți-ne. Dar urmăriți-ne în continuare că pregătim noi surprize pentru voi. Seară frumoasă! Rămâneți alături de canalul nostru de YouTube RXF pentru că avem surprize și exclusivități întotdeauna pentru voi. Alătură-te canalului de YouTube RXF. Alege unul dintre cele două planuri și bucură-te de beneficii exclusive.
planul standard de 15 lei pe lună. Primești un cod de reducere exclusiv pentru magazinul nostru online. Particip la sesiuni de Q&A unde poți adresa întrebări direct în chat. Ai posibilitatea de a vizualiza emisiunile cu 24 de ore înainte. Bucură-te de galerii foto doar pentru abonați. Implică-te în poluri despre evenimente și meciuri disponibile doar pentru abonați. Planul Gold la doar 25 de lei pe lună. Beneficiezi de tot ce se află în pachetul standard. Plus, vizionare live gratuită a evenimentelor Next Fighter și RXF Slam. Și vizionarea gratuită a evenimentelor RXF a doua zi după ce a avut loc. Apasă butonul alăturate de lângă cel de abonare și bucură-te de toate beneficiile RXF. Cum câștigi 177 de rotiri fără depunere și fără condiții de rulaj la Sugar Supreme? Înregistrează-te! Simplu și rapid. Verifică-ți contul și revendică bonusul gratuit pe lasvegas.ro. Streetwear Collection. Accesorii cu branding RXF. Cumpără acum accesând magazin.rxf.ro. RXF Live. Urmărește live calele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă.